Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimată pretendentă, drag conducător științific, stimați referenți, astăzi 08.07.2020 asistăm la susținerea tezei de doctorat a doamnei Calmâc Vlada cu tema Cadru juridic actual al vânzării la distanță, specialitatea 553.01 drept civil. Conducător științific, domnul profesor universitar Chibac Gheorghe. Anunț componența Consiliului Științific Specializat. Cojocaru Violeta, președinte, doctor habilitat în drept profesor universitar. Cebotar Valentina, secretar științific, doctor în drept conferențiar universitar. Sadovei Nicolae, doctor habilitat în drept profesor universitar. Mihalache Iurie, doctor habilitat în drept conferențiar universitar. Trochimov Igor, doctor în drept conferențiar universitar. Referenți oficiali, domnul Băieș Aurel, doctor habilitat în drept profesor universitar și domnul Slutu Nicolae, doctor în drept conferențiar universitar. Anunț că susținerea are loc atât pe o platformă electronică Zoom, am anunțat anterior pe toți cei care sunt interesați să participe la această ședință publică, a fost afișat link-ul și pe site-ul Universității de Stat din Moldova, deoarece susținerea are loc la Universitatea de Stat din Moldova, la fel și la ANACER. Ținând cont de decizia numărul 1 din 12 mai 2020, susținem că toate condițiile care sunt enunțate în această decizie sunt respectate de către Consiliul Științific Specializat. La fel, anunț că toți membrii sunt prezenți, fie în sală, fie virtual, și la fel aș vrea să prezint un pic competența fiecăruia în acest Consiliu. Suntem în prezența unei teze în domeniul dreptului privat și toți cei care sunt integrați în acest Consiliu Științific fie au publicații la această temă, fie este un domeniu de interes cu participări la conferințe internaționale și publicarea de monografii. În corespundere cu decizia ANACEC și prezentând toate actele care sunt necesare de către pretendent, vreau să ofer cuvântul secretarului științific pentru a le trece în revistă. Doamna Valentina, vă rog. Conform cerințelor regulamentului, doctoranda întrunit toate cerințele, a fost trecut de toate etapele de susținerea tezei la departamentul drept privat, ulterior la semnal științific de profil. A avut loc pe data de 22 mai ședința prealabilă a Consiliului Științific Specializat. A fost dat răspunsul la nota informativă a ANACEC-ului, aici au fost 10 obiecții și propuneri la care doctoranda a lucrat, s-au acceptat practic toate, cu excepția unei așa care a fost acceptată parțial, în ceea ce ține de bibliografie. A fost întocmit și un raport asupra ajustării tezei de doctor și expusă obiecțiile și înlăturarea, așa să zicem, a celor care s-au considerat necesare pentru susținere definitivă. La moment, doctoranda practic a prezentat toate actele necesare și poate fi începută susținerea tezei de doctor. Vă mulțumim. Deci sunt prezente toate procesele verbale de la catedră. Bine, o să vă rog să ne vorbiți un pic despre candidată. Datele personale a candidatului. Datele personale a candidatului. Deci, Calmâc Vlada a absolvit Universitatea de Stat în 2012, a făcut masteratul, după aia lucrează la facultate
din 2013 până în prezent, este lector universitar, domeniul ei de interes este dreptul civil, citește atât partea generală cât și partea specială. Mai activează și la clinica juridică din Chișinău și prestează servicii juridice gratuite adresate grupului social vulnerabil. Este membra Asociației Tinerilor Avocați din Republica Moldova. A mai activat și în calitate de jurist în Asociația Obștească Pelican, o organizație necomercială, așa cum cărțile de notari, educatori, avocați și așa mai departe. Și a fost și avocat stagiar în perioada 2011-2013. Astăzi, vă zic că ea, experiența ei profesională este în cadrul Universității de Bază de Stat și mai creează în calitate de avocat. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, stimată asistență, nu sunt. O să rog candidata la titlul științific să prezinte parcursul a 20 de minute, conținutul tezei și rezultatele obținute. Vă rog. Permiteți-mi să înaintez pentru susținerea publică teza de doctor în drept cu titlu Cadrul juridic actual al vânzării la distanță. Alegerea temei de cercetare este întemeiată pe o încercare de a analiza relații sociale recent apărute, care, deși au bază economică solidă, deocamdată nu și-au găsit o nișă specială în sistemul juridic al Republicii Moldova. Analiza științifică aprofundată a raporturilor de vânzare la distanță va scoate la iveală legătura logică complexă dintre contractul clasic de vânzare-cumpărare, modalitățile tehnice de comunicare la distanță, precum și activitatea comercială transfrontalieră desfășurată la distanță. Noutatea și originalitatea a temei de cercetare este incontestabilă. Și se manifestă prin cercetare multidimensională a fenomenului vânzării la distanță, a contractului de vânzare la distanță, cu generarea unor soluții eficiente de protecție a drepturilor consumatorilor la etapa precontractuală, la etapa încheierii contractului de vânzare la distanță, executării și încetării raporturilor contractuale. Actualmente, vânzarea la distanță este o ramură a economiei care arată o dezvoltare foarte rapidă și este una dintre cele mai promițătoare domenii de afaceri din întreaga lume. Statistica arată că în anul 2018 comerțul electronic transfrontalier a ajuns la o cifră de afaceri aproximativ 500 miliarde de dolari SUA, arătând a fi cel mai rapid segment în creștere a comerțului internațional. În anul 2019, această cifră a crescut cu 25%. În cazul Republicii Moldova, la fel există toate premisele pentru dezvoltarea vânzării la distanță. Conform statisticii oficiale, în comerțul electronic național sunt implicați peste 400 de antreprenori. În anul 2019, moldovenii au achiziționat la distanță produsele de peste 4,3 miliarde de lei. Economiștii autohtoni estimează că în anul 2020 această cifră va depăși 6 miliarde de lei. O actualitate deosebită a căpătat instituția vânzării la distanță în condițiile declarării stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În condițiile pandemiei globale, anume această instituție, vânzarea la distanță, a devenit o barcă de salvare pentru mai mulți profesioniști și pentru cei mai neexperimentați consumatori.
În continuare, argumentul puternic în favoarea actualității temei de cercetare este apariția în ultimii 5 ani a mai multor acte normative care direct sau tangențial reglementează vânzarea la distanță la nivel național. Este vorba de legea despre încheiere și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de consum, legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, care în prezent este abrogată, legea cu privire la parcurile pentru tehnologie informației, legea comunicațiilor poștale, legea de modificare a dispozițiilor legii privind comerț electronic, legea privind modernizarea codului civil și altele. În contextul adoptării acestor acte normative, menționăm că, în genere, preocuparea cea mai puternică a legiuitorului din diferite țări sunt drepturile și obligațiile consumatorilor într-o piață dezvoltată și concurențială. Reșind din cele spuse, accentul în prezentul studiu se pune anume pe raporturile de vânzare la distanță în care participă consumatorii. Totodată, mai multe aspecte tratate în teză, precum și concluziile formulate, sunt valabile în aceeași măsură pentru consumatori, profesioniști și ceilalți subiecți de drept civil. Astfel, scopul principal al lucrării constă în determinarea locului, rolului și esenței instituției vânzării la distanță și a contractului de vânzare la distanță, în vederea identificării instrumentelor eficiente de protecție a drepturilor consumatorilor, participanților la raporturile de vânzare la distanță. Fără îndoială, este necesar de menționat despre obiectivele principale ale tezei, printre care numim cercetarea și concretizarea noțiunilor de comerț la distanță, vânzare la distanță, contract la distanță, contract de vânzare la distanță, determinarea naturii juridice a acestor instituții, examinarea formelor de exercitare a vânzărilor la distanță, stabilirea statutului juridic al participanților la raporturile de vânzare la distanță, identificarea problematicii obiectului contractului de vânzare la distanță, stabilirea specificului drepturilor și obligațiilor contractuale, examinarea specificului încetării raporturilor contractuale. În continuare, teza este compusă din introducere, adnotări, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, precum și bibliografia. Baza teoretică științifică a lucrării o constituie lucrările cercetătorilor din Republica Moldova, România, Rusia, Franța, Germania, Olanda, Marea Britanie și altele. O sursă importantă pentru prezentul studiu a servit legislația Uniunii Europene, precum Directiva privind drepturile consumatorilor, Directiva privind comerțul electronic și altele. Mai menționăm ghidul Comisiei Europene privind aplicarea directivei privind drepturile consumatorilor, Codul Civil German, proiectul cadrului comun de referință al Uniunii Europene, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, practica judiciară națională, legislația Republicii Moldova și a țărilor vecine. În continuare, o să încerc să expun principalele idei ale tezei. Astfel, dacă ne uităm în linii generale asupra instituției vânzării la distanță, remarcăm că actualmente se ridică numeroase întrebări în privința locului, rolului și esenței instituției vânzării la distanță. Majoritatea doctrinarilor au ajuns la concluzia că comerțul la distanță este o formă de sine stătătoare a activității comerciale. Alți cercetători analizează doar contractul de vânzare-cumpărare la distanță și au ajuns la concluzie că actualmente acest contract a căpătat statut de o varietate distinctă a contractului gen de vânzare-cumpărare. În fine, există a treia tabără a savanților care remarcă că contract la distanță de orice natură nu este o nouă specie de contract, dar este un mod tehnic de încheiere a contractelor.
Astfel constatăm că la etapa actuală nu există o părere unică în privința esenței și locului instituției vânzării la distanță. În Republica Moldova, în genere, nu există nicio lucrare științifică complexă în domeniul comerțului la distanță sau vânzării la distanță, deși există unele lucrări dedicate vânzării electronice, comerțului electronic, ca forme specifice a vânzărilor la distanță. Dificultatea stabilirii locului și rolului instituției se complică datorită inconsecvențelor terminologice și diferitor semnificații lingvistice pe care le atribuie practicienii, magistrații, chiar și legiuitorul termenului de vânzare la distanță. Cercetătorii analizează construcții juridice diferite, dar inseparabil legate între ele, precum comerțul la distanță, contract la distanță, vânzare la distanță, contract de vânzare la distanță, contract de prestare a serviciilor la distanță. În final, am ajuns la concluzie că comerțul la distanță este cel mai amplu concept din cele analizate și include, este o formă complexă a activității comerciale și include vânzarea produselor la distanță, prestarea serviciilor la distanță, furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, furnizarea gazelor, furnizarea energiei termice, electrice, etc., precum și contractele privind conținuturi digitale. Vânzarea la distanță, ca o parte componentă a comerțului la distanță, poate fi analizată din punct de vedere economic și din punct de vedere juridic. Astfel, din punct de vedere economic, vânzarea la distanță este o formă de vânzare cu amănuntul a bunurilor în afara magazinelor standarde, prin trimiterea și livrarea bunurilor comandați de către clienți. Din punct de vedere juridic, vânzarea la distanță este raport juridic de drept civil, care reprezintă o relație socială, care se naște, se modifică și se stinge fără prezența fizică simultană a părților contractante, a vânzătorului și cumpărătorului, în cadrul unei scheme organizate de vânzări la distanță cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță. În consecință, vânzarea la distanță în dubla sa ipostază de raport juridic și raport economic se realizează, se materializează în realitatea juridică prin anumite construcții juridice contractuale, și anume contractul de vânzare la distanță. Prin acest contract, vânzarea la distanță își regăsește reflectarea legală de sine stătătoare. Considerăm că datorită importanței și actualității sale, contractul de vânzare la distanță urmează a fi legiferat și reglementat în mod expres de legislația în vigoare. Spre exemplu, Codul Civil German, care este unul dintre cele mai fundamentale, progresiste acte normative la nivel european, reglementează vânzarea la distanță ca o specie de sine stătătoare, ca varietate a contractului de vânzare-cumpărare și îi oferă o reglementare normativă proprie într-o secțiune aparte. Aceeași abordare este susținută de legiuitorul rus, legiuitorul ucrainean. Reieșind din reglementare destul de reușită a contractului de vânzare la distanță în legislația mai multor țări, am elaborat noțiunea contractului de vânzare la distanță. Astfel, acest contract reprezintă un contract încheiat între vânzător profesionist care transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către cumpărător, iar ultimul plătește prețul acestora, încheiat în cadrul unui sistem de vânzări organizat la distanță, în absență fizică simultană a părților contractante, în care cumpărătorul nu are posibilitatea de examina nemijlocit produsul comandat până la momentul livrării. În continuare, obiectivele investigației constau în stabilirea, cercetarea statutului juridic al participanților la raporturile de vânzare la distanță, care sunt cumpărător, vânzător și intermediari.
În special, urmează a fi soluționată problema identificării participanților la raporturile de vânzare la distanță, deoarece acest contract se încheie în absența fizică a părților și de cele mai deseori se atribuie la categorie contractelor încheiate între absenți. Necesitatea, importanța identificării cumpărătorului rezidă în necesitatea stabilirii, verificării capacității de exercițiu, consimțământului, precum și scopurilor urmărite de cumpărător. Astfel, în literatură de specialitate se discută, iar în practică contractuală deja se aplică, unele metode reușite de identificare a cumpărătorilor în raporturile la distanță, printre care numim practică de înregistrare obligatorie a persoanelor care doresc să procure un produs sau serviciu la distanță, utilizarea semnăturii electronice, utilizarea buletinului electronic, oferirea informației confidențiale în schimbul garanțiilor suplimentare ale vânzătorului. Problema identificării vânzătorului profesionistului urmează a fi tratată prin prisma obligației imperative de furnizare a informației cumpărătorului în privința tuturor clauzelor esențiale ale vânzării, precum denumirea vânzătorului, adresa sediului, numărul de înregistrare de stat și alte detalii. În final, am ajuns la concluzie că neprezentarea acestei informații poate fi calificată ca practica comercială neloială care se sancționează de codul contravențional și legea privind drepturile consumatorilor. Nu putem să trecem cu vederea problematica statutului juridic al intermediarilor în raporturile de vânzare la distanță. În lumea modernă, achiziționarea produselor îndeoseb de peste hotare este imposibilă fără participarea intermediarilor, spre exemplu, platformele electronice, organizații care se ocupă cu conceperea și aplicarea software-ului, furnizorii serviciilor de hosting, serviciilor logistice, informaționale și altele. Totodată, statutul intermediarilor în cadrul comerțului la distanță, în cadrul raporturilor de vânzare la distanță, nu este atât de clar. Unica excepție este domeniul comerțului electronic, în care statutul juridic al intermediarilor este stabilit prin legea. Totodată, analiza practicii judiciare arată că chiar și în domeniul dat există unele probleme de delimitare a vânzătorului, reprezentantului, precum și intermediarului. Respectiv, există problema de delimitare a responsabilităților acestora. Astfel, ghidându-se de logica directivei privind comerțul electronic, am propus completarea legii privind comerțul electronic cu aliniatul în următoarea redacție. Intermediarul în comerțul electronic poartă răspunderea pentru informația transmisă, recepționată sau stocată, dacă a inițiat transmiterea, a selectat destinatarul transmiterii sau a modificat informațiile care fac obiectul transmiterii. Următorul obiectiv supus analizei este problematica obiectului contractului de vânzare la distanță, care în comparație cu contractul clasic de vânzare-cumpărare este mult mai restrâns, dar în ambele cazuri constituie o clauză esențială a acestora. Legiuitorul european, magistrații european, dar și legiuitorul nostru după modernizarea codului civil au ajuns la concluzie că obiectul material al contractului de vânzare la distanță este bunul în sensul restrâns al cuvântului, și anume bunuri mobile și corporale, însoțite de informația clară și inteligibilă. În unele cazuri, acest bun poate fi însoțit de obiect accesoriu, și anume servicii. Totodată, scopul principal al contractului totuși este transferul dreptului de proprietate. Cu titlul de propunere de lege aferentă, recomandăm excluderea expresă a medicamentelor cu prescripție medicală din obiectul reglementării contractului de vânzare la distanță și creierii unui cadru juridic separat, deoarece aceste produse sunt importante pentru viața și sănătatea oamenilor, iar condițiile de vânzare, de păstrare și de livrare trebuie să fie mult mai riguroase decât în cazul
altor produse livrate la distanță. În condițiile dezvoltării dinamice a mijloacelor de comunicare, asigurarea securității tranzacțiilor la distanță constituie cea mai importantă provocare ce stă în fața agenților economice și în fața statelor. Astfel, elementele de bază pentru securitatea vânzării la distanță sunt identificarea și autentificarea participanților, informarea eficientă a consumatorilor, alegerea metodelor sigure de plată, transmiterea sigură a informației și păstrarea confidențialității, existența metodelor legale de tragere la răspunderea contractuală și extracontractuală. În lumina celor relatate se propune analiza problematicii informării eficiente a cumpărătorului în raporturile de vânzare la distanță. Menționăm că până la modernizarea codului civil, consumatorul a avut mai puține posibilități de a se apăra în cazul în care vânzătorul nu prezenta, nu furniza toate informația despre condițiile esențiale ale vânzării. Deoarece legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor nu conținea nicio sancțiune în acest sens. Totodată, legea a fost abrogată și începând din martie 2019, când a intrat în vigoare legea privind modernizarea codului civil, consumatorul a obținut anumite remedii legale, și anume, în cazul în care profesionistul nu furnizează informația completă, clară, iar contractul este încheiat, profesionistul poartă obligații contractuale așa cum cealaltă parte le-a înțeles. Indiferent dacă contractul a fost încheiat sau nu, profesionistul este responsabil de prejudiciul cauzat. Mai mult decât atât, noile tehnici de comunicare la distanță au ridicat actualmente problemele noi legate de stabilirea momentului și locului încheierii contractului de vânzare la distanță. Menționăm că legislația mai multor țări stabilește expres momentul încheierii unui astfel de contract, în special în domeniul vânzărilor online. În Republica Moldova există o regulă generală care reglementează momentul și locul încheierii oricărui contract. Totodată, considerăm că o prevedere specială în această privință ar fi binevenită datorită complexității și noutății raporturilor formate în cadrul comerțului la distanță. Considerăm că prevederea legală din Codul Civil Român este destul de reușită în privința protecției drepturilor consumatorilor. În acest sens, propunem completarea Codului Civil, și anume articolul 1117, cu următoare propoziție. Momentul încheierii contractului de vânzare la distanță a bunurilor îl constituie momentul confirmării pe un suport durabil de către profesionist a acceptării comenzii transmise de consumator. În continuare, putem să identificăm o altă problemă legată de calificarea greșită a raporturilor de vânzare la distanță, și anume problema formării practicii judiciare unitare și coerente pe marginea litigiilor nominalizate. Remarcăm faptul că practica judiciară națională nu este atât de bogată ca cea europeană în domeniul comerțului electronic, comerțului la distanță. Totodată, chiar și în Republica Moldova există deja precedente de apărare a drepturilor consumatorilor în raporturile de vânzare la distanță. Fie este vorba de încălcarea legii de magazinele electronice, de telemagazine, fie este vorba de protecția drepturilor de autor în lumea virtuală. Totodată, în niciun caz analizat, judecătorii nu și-au motivat hotărârea în baza prevederilor legii speciale, privind astfel persoanele prejudiciate de cele mai importante remedii legale. Analizând evoluția dezvoltării raporturilor de vânzare la distanță în Republica Moldova, am remarcat faptul că, în afară de problemele conceptual-teoretice
și problemele legate de aplicarea legii noi, există și o problemă tradițională pentru statul nostru, și anume necunoașterea de către populație a drepturilor oferite de legislația specială. Probabil că datorită complexității reglementărilor normative naționale în domeniul contractelor la distanță. Suplimentar, am constatat că legiuitorul, urmărind obiectivul de a unifica și raționaliza sistemul juridic autohton, a codificat prevederile legii privind drepturile consumatorilor și le-a incorporat în codul civil modernizat, simultan cu abrogarea legii speciale. Totodată, normele legale din codul civil care reglementează contractele la distanță nu sunt cuprinse într-un singur capitol sau o secțiune. În condițiile abrogării actului normativ special, considerăm că ar fi binevenită gruparea articolelor dedicate vânzării, cumpărării la distanță sau contractelor la distanță într-un singur capitol sau secțiune. În final, menționăm că analiza raporturilor de vânzare la distanță a generat necesitatea cercetării ulterioare de perspectivă. Considerăm că necesită o atenție deosebită problematica prestării serviciilor la distanță, problematica contractelor privind conținuturi digitale, problemele legate de identificarea participanților și asigurarea securității în raporturile de vânzare la distanță. Mai mult decât atât, în contextul pandemiei globale, problemele vânzării la distanță nerezolvate în practică sau la nivel doctrinal au devenit mai acute, generând necesitatea accelerării cercetării fenomenului vânzării la distanță. Totuși, putem afirma cu deplină încredere că comerțul la distanță și vânzarea la distanță vor continua să se dezvolte exponențial, asigurând efectiv necesitățile crescute ale tuturor actorilor implicați. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. După regulă generală, dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile trece la cumpărător în momentul predării bunului. În cazul contractelor cu participarea consumatorilor, există și o regulă specială, da? În secțiunea dedicată vânzării cumpărării de bunuri pentru consum. Legiuitorul stabilește expres că bun comandat la distanță urmează a fi livrat consumatorului în termen de 30 de zile. Dacă vânzătorul profesionist nu reușește, consumatorul poate îi oferi termenul suplimentar de 15 zile. După aceasta, consumatorul are dreptul la rezoluțiunea contractului. În orice caz, riscurile trec la consumator în momentul în care el are acces direct la acest bun procurat la distanță, adică are acces fizic. Da? Așa a stipulat legiuitorul după modernizarea codului civil. Analizat în piață foarte detaliat obiectul material, contractul de vânzare la distanță. Domnul Mihalac, este bună întrebare de către domnul Băieșu. Doar un pic eu o să vă invit. Mulțumesc. Obiectul material al contractului de vânzare la distanță sunt bunurile mobile corporate. Cum credeți, de ce legiuitorul național, european, internațional a limitat acest obiect, anume produse video, audio, filme, muzică și așa mai departe. Da, vă mulțumesc.
Deci, în primul rând, legiuitorul european a adoptat directiva în materia protecției drepturilor consumatorilor și a decis că unele domenii specifice urmează a fi reglementate de alte directive, adică trebuie să existe și alte acte normative care reglementează obiecte destul de specifice, spre exemplu, servicii bancare, da, sau conținuturi digitale. Și chiar în anul 2019 a apărut această directivă care reglementează transferul dreptului de proprietate, vânzarea conținutului digital. Adică este un domeniu foarte specific, da, și necesită o reglementare specială. Poate în curând în Republica Moldova o să apare și un act normativ nou sau careva norme noi în acest domeniu. Suplimentar, în Europa există diferite abordări a acestei întrebări și în unele țări nu doar bunuri mobile sunt vândute online, dar și bunuri imobile, da? Sunt țări în care se practică așa ceva. Marea Britanie, dacă nu greșesc, și Germania. Și practicienii aproximativ timp de 10 ani practică vânzarea bunurilor imobile la distanță în aceste țări. Și poate în viitor, de perspectivă, în Republica Moldova, aș putea, cred că, nu știu dacă este societatea noastră este pregătită pentru vânzarea bunurilor imobile online. Da. Poate prea riscant pentru țara noastră, deoarece și eu cred că obiectul restrâns al contractului de vânzare la distanță a fost bine gândit de legiuitorul. Contractului, dar această formă necesită semnătură electronică, da? Așa stipulează legea privind documentul electronic și semnătura electronică. Totodată există și o altă modalitate de încheiere a contractelor, se numește încheierea contractelor prin mijloace electronice, da? Și în acest sens legiuitorul stipulează că orice contract în afara celor excuse prin legea, pot fi încheiate prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, prin intermediul mijloacelor electronice. Unica problemă este dovedirea, da, încheierii acestui contract. Și legiuitorul prevede că în cazul încheierii contractului prin utilizarea acestor metode, este posibilă dovedirea încheierii prin diferite metode, prin diferite înscrisuri, prin adică nu sunt limitate aceste dovezi care pot fi prezentate pentru dovedirea
încheierii contractului încheiat prin mijloace electronice, adică un simplu răspuns al vânzătorului, o scrisoare, print screen de la calculatorul, adică orice probă poate fi admisă de instanță de judecată. Așa scrie legiuitorul din anul 2019, dar practica judiciară de-abia se începe conturarea hotarelor contractului de vânzare la distanță, contractului de prestare serviciilor la distanță. Am avut un caz, da, am analizat un caz în care era greu de demonstrat existența raporturilor de vânzare la distanță, adică reclamant nu avea nicio dovadă, nici scrisă, nici verbală, nici audio-video, nu avea și, desigur, a pierdut acest proces. Dacă trecem la următoare întrebare, care va fi legea aplicabilă, da? Contractul de vânzare la distanță. Deci, codul civil stabilește expres că se aplică contractul în care participă elementele de extranitate, în cazul participării consumatorului, se aplică legea unde își are reședința consumatorul. Așa stabilește legea în articolul dedicat legii aplicabile contractelor. Totodată, în următorul aliniat, legiuitorul prevede că părțile pot totuși alege dreptul aplicabil contractului în general și contractului la distanță în particular. De aceea, în teza mea de doctor, am propus că în condițiile, în clauzele de informare a consumatorului, urmează a fi menționată legea aplicabilă contractului de vânzare la distanță, ca consumatorul să știe care legea, care regimul juridic va guverna relațiile între el și vânzător. De aceea, cred că este un moment foarte important legea aplicabilă contractului, deoarece poate în acest contract în formă digitală pe care consumatorul nici nu a citit, era scris undeva prin rânduri că se aplică legea altui stat, de exemplu China, da, sau nu știu, Statele Unite ale Americii. Și de asta eu cred că urmează a fi menționat în mod expres în orice contract legea aplicabilă. Domnul Nicolae, puteți să-i spuneți? Vă mulțumesc. În continuarea întrebării domnului Nicolae, vreau să știu dacă faceți deosebire între mobilitate și jurisdicție. Eu am întrebat și de instanță. Da. Da. Deci, în textul lucrării eu am scris că nici directiva, nici legislația în vigoare nu stabilește obligația vânzătorului de a informa consumatorul în privința legii aplicabile și în privința instanței de judecată care va fi responsabilă pentru acest litigiu. Totodată, o abordare comună a țărilor europene este că consumatorul trebuie să aibă posibilitatea de a se apăra în statul său în care își are reședința, adică în instanța de judecată a țării sale. Totodată, în textul contractului, eu cred că această regulă poate fi modificată la alegerea părților. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
care nu este cu medicină medicală. Dar este statutul din medicină al persoanei care lucrează. Care trebuie să fie statutul, exact, da? Da. Aveți în... dar nu mai mai deci, probabil că în condițiile de livrare a medicamentelor, cel care livrează trebuie să fie nu doar o persoană care prestează servicii oricăruia, da? Trebuie să fie cineva care este responsabil, poate un lucrător al vânzătorului sau cineva care poartă răspunderea anume pentru, are atribuții de serviciu, da? Poate fi tras la răspunderea, are cunoștințe în domeniu, știe condițiile de livrare a medicamentelor, adică trebuie să fie o persoană specială, cu un statut special. Să spunem, eu nu cred că o firmă care se ocupă cu servicii logistice poate să fie antrenată în așa ceva. Dar dacă farmacie îi se vrea să șoferul? Se vrea farmacie. Nu este atât de bine, da, dar nu văd, da, nu văd problemă. Da. Eu înțeleg. Da. Ideea, și după mine este foarte corect, în care încercați să o explicați, este vorba de cel care lucrează trebuie să fie profesionist în sensul dreptului muncii, adică și în sensul dreptului medical, da? Legea privind medicamente și alte care sunt doar în responsabilitate, cel care are calitatea de vânzător, deci care se dată Da. Asta va fi ca o propunere de completare, da? Poate de adăugat, da? În teză. Da, de perspectivă. Enumerarea unor direcții de cercetare. Deci s-a acceptat comportamentul din adnotare privind noutatea și originalitatea tezei de doctor, a fost reformulat și acum vă zic că se vede care este noutatea și originalitatea. Implementarea rezultatelor științifice obținute din adnotare urmează a fi precizată, aceasta prezentând în varianta actuală valoarea aplicativă a cercetării. A fost reformulată la fel. A descrie rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea unor probleme științifice importante, compartimentul a fost la fel reformulat. A redacta ipoteza de cercetare. Ipoteza de cercetare propusă în introducere a fost reformulată. Concluziile nu sunt sintezate. Cele mai importante probleme de ordin teoretic și practic, cum se afirmă la punctul 16, ci a soluțiilor problemelor analizate.
În urma revizuirii comportamentului introducere a fost corectat conținutul propoziției privind concluziile generale și recomandările. Să se revină ca formă și conținut la paragraful 2.1 din lucrare. Problema generală de cercetare a fost reformulată, au fost nominalizate 12 aspecte problematice care urmează a fi elucidate pentru a soluționa problema științifică generală. A redacta concluziile generale prezentând structurat toate rezultatele obținute, a indica capitolele și paragrafele unde se regăsește fiecare contribuție personală. În urma revizuirii concluziilor generale, această parte actualmente conține prezentarea structurată a tuturor rezultatelor obținute, descrierea contribuțiilor personale, cu sublinierea semnificației teoretice și valorii practice a acestora, a impactului elaborărilor în dezvoltare științei, economiei, educației, precum și indicarea limitelor rezultatelor obținute cu stabilirea problemelor rămase nerezolvate. Pentru fiecare contribuții proprii se indică numărul capitolului și numărul paragrafului unde a fost dezvoltată. A se revidea bibliografia. Deci aici s-a acceptat parțial. Din numărul total de surse, 266, a fost exclusă o referință bibliografică care în urma redactării conținutului tezii nu se mai regăsește în text. Au fost adăugate în textul tezii unele trimiteri la lucrările științifice prezente în bibliografie, dar care nu se regăseau în text. Numărul surselor bibliografice după anul 2014 constituie 39 de titluri, iar numărul total de surse după 2010 constituie 90 de surse științifice. A redactat tehnic teza și s-a acceptat, vreau zic că s-a redactat, eroarea care a fost la pagina 122 a fost corectată. Denumirea capitolului a fost redactat conform cerințelor ghidului de redactare a tezei de doctor. Asta este răspunsul la notă. A mai fost făcut și un raport asupra ajustării tezei de doctor la obiecțiile experților expuse în nota informativă, unde în detaliu sunt enumerate aceste schimbări care au fost făcute în teză. A mai fost, vreau zic, și unele avize asupra tezei de doctorat, care sunt, iată, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, așa, unde... Să dau citirii tot sau doar concluziile? Concluzii. Cine a semnat Iuri Ieremie, director al Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, care în concluzie ne spune că teza de doctor, cadrul juridic actual al vânzării la distanță, elaborat de doamna Vlada Calmec, prezintă o cercetare vastă, atât teoretică cât și practică, a problematicii drepturilor consumatorilor în raporturile de vânzare la distanță, este de mare actualitate, fiind logic concepută și cu un stil de exprimare clar și coerent. Teza de doctor corespunde cerințelor pentru asemenea gen de investigații științifice și poate fi recomandată pentru susținere în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat, iar autorii merită conferirea titlului de doctor în drept. Un alt aviz este din partea sfârșit aici, așa, doamnei Cojocară Eugenie, profesor universitar, doctor habilitat în drept, Universitatea Cooperatist Comercială din Republica Moldova. Menționează că actualitatea temei este indiscutabilă, teza posedă o ținută suplă în formularea celor patru capitole, autoarea ne induce mai aproape de modernitate atunci când prezintă maniere personale de analize focalizate și sugerate de noi direcții de abordare. Corespunde cerințelor și rezumatul științific la teză. Luând în considerare cele expuse, concluzionăm că teza prezintă un studiu integru, constatăm că avem în fața noastră o lucrare care merită a fi avizată pozitiv pentru susținerea în cadrul Consiliului Științific de Susținere a Tezei de Doctorat, iar doctoranda Vlada Calmec merită să-i se confere gradul științific de doctor în drept. Și încă un aviz la teza de doctor este din partea domnului Boico, judecător la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, care la fel a dat un aviz pozitiv și în concluzie menționează că
teza de doctor corespunde tuturor rigorilor înaintate față de o teză de doctor în drept și poate fi recomandată pentru susținere în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat, iar autorii merită conferirea titlului de doctor în drept. Vă mulțumesc. Acolo mai era ceva? Raportul de în detaliu pentru nota informativă. Da. Bine, dacă aveți nevoie să vă expuneți părerea asupra avizelor. Avizele sunt informative și eu sunt de acord. Da, da. Bine. Acum o să oferim cuvântul domnului conducător. Cred că iarăși eu însuzesc tehnica mobilă. Stimați colegi, astăzi, în sfârșit, o să fie momentul așteptat de vada mitezii privind susținerea timp. Bineînțeles, pandemia mondială nu a dat deșmitea în oricare măsură. Întârzierea o afară de 9 ani de zile, dar mulțumim Dumnezeu că așa se activând împreună cu Vlada, mi-a fost foarte ușor, comparativ cu alt doctorat pe care am avut eu în trecut, cu Vlada mi-a fost foarte ușor datorită calității profesioniste ale dumneiei. Și eu mă bucur că câțiva ani în urmă, i-am cedat locul la Catedra Drept Civil, în ceea ce privește citirea prelegerilor în grupurile ruse, Vlade. Și eu mă convinc în fiecare zi că alegerea a fost reușită și acest curs, Dreptul Civil în grupurile ruse, se află în mâini de nădejde. Mă bucur faptul că în decurs de ultimii 3 ani de zile, Vlada a scris o teză foarte interesantă, foarte bogate, cu un bogat conținut. Este analizată legislația națională, internațională și a găsit oglindirea codul civil doctrinal european, să aibă în vedere cadrul comun de referință, directivele Uniunii Europene. Practica de ceară au fost folosite, practica de ceară. Și în teză sunt momentele cheie care se cere pentru lucrare științifică, analiză comparativă, critică, viziuni și propuneri. Doamna Calmec s-a isprăvit pe deplin cu toate greutățile care au fost puse în fața ei și a ajuns la un final și eu apelez la membrii Comisiei Științifice Specializate să accepte toate doleanțele lui Vlada Calmec. Vă mulțumesc! Eu am pregătit și am prezentat un aviz conform rigorilor regulamentare. Nu o să-i dau citire în întregime, bineînțeles, 6 pagini. O să mă refer doar la actualitate, noutate, valoarea științifică și practică a lucrării și, așa cum se obișnuiește la noi, la unele aspecte discutabile, unele sugestii în vederea îmbunătățirii lucrării în eventualitatea publicării ei. Iar eu sunt sigur că lucrarea trebuie să fie publicată, fiindcă merită și va fi ceva valoros. Referitor la actualitatea temei, ea este incontestabilă, cred că nu se merită de vorbit mult despre aceasta, fiindcă într-adevăr vedem cu toții cum în ultimii ani se dezvoltă vertiginos comerțul electronic, iar ceea ce se întâmplă în perioada actuală cu pandemia așa scoate încă mai a scos în evidență aceste probleme cu care se confruntă
comerțul electronic și contractul de vânzare la distanță în special. După cum a remarcat autoarea pe bună dreptate, legislația actuală, atât cea europeană, cât și legislația noastră națională, este marcată puternic de o orientare consumeristă. Într-adevăr, există multe directive europene în acest sens și legiuitorul nostru, pentru a fi în pas cu tendințele moderne în acest domeniu, a elaborat și a adoptat în ultimii ani un șir de acte normative importante în acest sens și cel mai actual și cel mai probabil că de anvergură a fost legea privind la modernizarea codului civil, prin care au fost recodificate, integrate un număr important de norme în acest sens, începând cu obligațiile precontractuale, obligațiile de informare și așa mai departe, terminând cu capitolul referitor la clauze contractuale standard, care a fost recodificat și acum se numește clauzele abuzive și așa mai departe. Într-adevăr, acest lucru este necesar. De ce? Deoarece consumatorul este partea vulnerabilă a contractului și consumatorul trebuie protejat. Ce înseamnă să fii parte vulnerabilă într-un contract de vânzare la distanță? Eu, de exemplu, am simțit pe propria piele când am cumpărat un televizor în România. Așa, și când l-am pus în funcțiune, am văzut că ecranul era spart. Nu o să povestesc în detalii toată povestea, că e una lungă și tristă, dar pot numai să spun că televizorul acela și acum stă în sarai, că nu mi se ridică mâna să-l arunc, dar nici să repar n-are rost. Deci, consumatorul trebuie protejat. Da. Deci, lucrarea reprezintă un studiu amplu, multiaspectual, de pionierat, fiindcă, într-adevăr, lucrări în acest domeniu, în țară, practic, nu sunt. Este prima, de fapt, una așa amplă și fundamentală. La fel, prezintă interes din punct de vedere practic, deoarece abundă de propuneri de lege ferenda, în ceea ce privește perfecționarea legilor în vigoare. De exemplu, cred că merită atenție propunerea doctorandei de a grupa normele în ceea ce privește contractul de vânzare la distanță într-o secțiune aparte, deci în capitolul consacrat contractul de vânzare-cumpărare. Probabil că legiuitorul ar putea să se gândească la această variantă. La fel, autoarea propune completarea unor acte legislative, iarăși codul civil, legea privind comerțul interior, dar și adoptarea unor acte legislative noi, cum ar fi, de exemplu, legea privind activitatea piețelor electronice, fiindcă, într-adevăr, piețele electronice au căpătat o dezvoltare vertiginoasă în ultimii ani, de ajuns, să spunem, de exemplu, la nivel internațional, platforma Amazon realizează cifre de afaceri de miliarde de euro, sau chiar zeci de miliarde de euro sau dolari. Așa, și la noi, în Moldova, tot la fel se începe să se dezvolte, dar careva reglementări speciale în acest domeniu nu avem. Vreau să menționez că toate aspectele sunt cercetate nu doar superficial, ci în profunzime. Și autoarea a avut curajul să abordeze unele aspecte teoretice mai complexe, mai discutabile, mai delicate, de exemplu, delimitarea
unor noțiuni înrudite, deci analiza esenței acestor noțiuni, deoarece pe bună dreptate, cum a remarcat așa autoarea, se face o deseori confuzie terminologic, nu există o uniformitate în terminologia utilizată inclusiv și de legiuitor. Astfel, autoarea delimitează așa noțiuni ca comerț la distanță, contract la distanță, vânzare la distanță, contract de vânzare la distanță și așa mai departe. Deci, toate aceste noțiuni ea le-a definit, le-a analizat și a făcut o delimitare clară. La fel ca și așa noțiuni cum este contractul electronic și contractul încheiat prin mijloace electronice. Până la modernizarea codului civil nu era o claritate ce este aceasta, este una și aceeași sau nu este una și aceeași. Acum codul civil a spus foarte clar ce a definit deci contractul electronic, care este unul încheiat cu ajutorul documentului electronic întocmit conform legii cu privire la documentul electronic și semnătura electronică și care conține, este semnat prin semnătura electronică și care se asimilează cu contractul încheiat în formă scrisă. Pe când contractul încheiat prin mijloace electronice este deci altceva, nu este asimilat cu contractul în formă scrisă. O atenție particulară s-a acordat problemei identificării cumpărătorului la încheierea contractului la distanță, fiindcă, într-adevăr, vânzătorul nu vede cumpărătorul, nu vede cu cine are de face și s-ar putea să fie, în calitate de cumpărător, o persoană care nu poate să procure un asemenea produs sau în genere nu poate să încheie asemenea contracte, de exemplu, un minor sau o persoană asupra cărei au fost instituite măsuri de ocrutire juridică. Deci este foarte important să fie posibilitatea de a identifica co-contractantul și autoarea analizează diferite modalități, cum ar fi utilizarea semnăturii electronice, înregistrarea obligatorie a persoanelor care doresc să încheie asemenea contracte, utilizarea buletinului electronic și așa mai departe. În ceea ce privește structura tezei, ea este alcătuită și elaborată conform unui plan logic bine închegat, conține trei capitole și se încheie cu concluzii și recomandări. Deci, în ceea ce privește rigorilor de formă, structură, cred că lucrarea corespunde întocmai cerințelor regulamentare. Cât privește asigurarea bibliografică, un număr impunător de izvoare a fost studiat și din țară și de peste hotare, în special România, Rusia, dar și din alte țări. Și în abundență a fost analizată jurisprudența atât națională cât și cea internațională, europeană, în special deseori se face referire la spețe din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Astfel, se ia în vedere tendința fermă a Republicii Moldova de apropiere de Uniunea Europeană, sunt studiate și regulamentele, directivele Uniunii Europene în acest sens, care servesc, cum s-a exprimat autoarea plastic, un etalon de aur pentru legiuitorul nostru, într-adevăr, așa este. Acum câteva, spunem așa, bun, nu sunt obiecții, că n-am ce obiecta, lucrarea este într-adevăr foarte bună, câteva poate aspecte așa discutabile, sugestii. În primul rând, deci, în ceea ce privește la definiția raportului de vânzare la distanță. Autoarea propune propria definiție, una foarte, aș spune eu, interesantă. O relație socială care se naște, se modifică și se stinge fără prezența simultană a subiecților,
în cadrul unui sistem de vânzări organizat la distanță, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, în urma căruia vânzătorul profesionist transferă proprietatea asupra unor bunuri mobile corporale către cumpărător, iar cel din urmă plătește prețul. O definiție foarte bună, cred eu, corectă, dar poate că puțin incompletă. Ce aș sugera să fie adăugat în această definiție? În afară de obligația de transfer a proprietății, să fie menționată și obligația de predare a bunului și respectiv de primire a bunului de către cumpărător. Fiindcă transferul proprietății și predarea bunului nu neapărat coincid. Așa? Știm că avem diferite abordări în diferite sisteme legislative, avem sistemele în care momentul deci transmiterii dreptului de proprietate coincide cu momentul când este realizat acordul de voință, de exemplu, legislația Franței, Italiei, așa, avem alt grup de sisteme care deci, consacră altă abordare când dreptul de proprietate este transmis în momentul predării bunului. Germania, Spania, dar și legislația noastră. Adică o poziție uniformă nu există la nivel internațional, pe plan internațional în dreptul comparat. De aceea și Convenția de la Viena, reieșind în această realitate, a preferat să menționeze separat, adică să specifice. Iată, în articolul 30 din Convenția de la Viena se specifică că vânzătorul se obligă să predea mărfurile și să transfere proprietatea acestora. Adică și una și alta. Respectiv, cumpărătorul se obligă să plătească prețul și să preia mărfurile vândute. De altfel și legiuitorul nostru, în articolul 1108 din Codul Civil, prevede obligația de predare a bunului. Deci, pur și simplu, propun completarea acestei definiții cu mențiune de predare și respectiv de preluarea bunului. Un alt aspect interesant abordat în teză este momentul încheierii contractului la distanță. Este o problemă interesantă, fiindcă aici sunt diferite modalități. Da? Există contracte încheiate, de exemplu, prin poștă electronică, contracte prin telefon fără intervenție umană, cu ajutorul publicității, cu bon de comandă, așa, asemenea contracte se califică ca contracte încheiate între absenți. Și iarăși aici sunt abordări diferite în diferite sisteme legislative naționale. În majoritatea țărilor de drept continental și în instrumentele de drept uniform este consacrată teoria recepției, când contractul este considerat încheiat în momentul primirii acceptării de către ofertant. Așa? Contractul încheiat prin telefon cu prezență umană, în schimb, este calificat, este asimilat contractul încheiat între prezenți și se consideră încheiat în momentul când părțile în cadrul conversației la telefon au ajuns la înțelegere. Așa? Dar care este locul încheierii contractului? În cadrul contractului încheiat între absenți, în teoria recepției, contractul se consideră încheiat la locul aflării ofertantului, la sediul lui. Așa? Da, un contract încheiat prin telefon, care se consideră ca contract încheiat între prezenți, dar părțile se află, de fapt, în țări diferite, să zicem. Așa? Unde este locul încheierii contractului? Careva reglementări speciale nu găsim. În doctrină au fost expuse păreri diferite. De exemplu, unii autori consideră că acesta trebuie să fie locul sediului ofertantului. Alții spun că locul unde se afla ofertantul în momentul convorbirii. Alții spun că locul unde
dacă este un telefon mobil, unde este înregistrat postul telefonic mobil respectiv. Adică, iată, aceste aspecte cred că ar fi fost interesant de abordat. Și, în sfârșit, o a treia remarcă, autoarea afirmă că, referitor la rezoluțiune, că dacă vorbim de o neexecutare esențială a contractului de vânzare la distanță, intervine rezoluțiunea totală. Iar în cazul contractului de prestare de servicii la distanță, sancțiunea este rezoluțiunea parțială. Nu este tocmai precis, fiindcă această afirmație nu este valabilă pentru contractele de vânzare cu executări succesive, adică în tranșe, fiindcă articolul 920 al Codului Civil dispune că în cazul în care obligațiile debitorului rezultate dintr-un contract trebuie executate în tranșe, așa, și rezoluțiunea este întemeiată pentru o tranșă anumită care îi corespunde o contraprestație, atunci creditorul este îndreptățit să rezoluționeze contractul anume în privința acelei tranșe. Așa? Deci și în cadrul contractelor de vânzări tot este posibilă, deci, rezoluțiunea totală. Adică este posibilă și totală și parțială. De exemplu, dacă se livrează în tranșe mărfuri în partide. Așa? Una din partide este necalitativă. Cumpărătorul poate să ceară rezoluțiunea contractului, anume în privința acelei tranșe, și să ceară înapoi prețul plătit. Dar poate să intervină și rezoluțiunea totală. De exemplu, se livrează în tranșe volumele unei enciclopedii. Unul din volume nu a fost livrat, s-a epuizat stocul. Deja valoarea enciclopediei fără un volum nu este aceeași. Așa? Și atunci cumpărătorul spune că eu am pierdut interesul pentru această tranzacție, pe mine nu mă interesează o enciclopedie incompletă. Și el poate cere rezoluțiunea contractului în întregime, să fie restituit prețul și el să restituie volumul. Așa. Deci, atât așa o precizare. În rest, deci, bineînțeles că aceste remarci, sugestii, nu diminuează valoarea acestei lucrări, care este fără îndoială un aport consistent în doctrina dreptului civil al țării noastre, fapt care îmi permite să afirm că lucrarea corespunde întru totul cerințelor și autoarea merită acordarea titlului științific de doctor în drept, fapt care dă temei să o felicit pe Vlada Călmâc și pe conducătorul ei științific, domnul profesor Chibac. Vă mulțumesc! Profesor Vlada, dacă ai ceva de comentat, să răspunzi la audiție, sugestii, propunerile de acolo. Da, eu mă mulțumesc pentru sugestiile și propunerile, ei sunt destul de utile și interesante din punct de vedere teoretic și practic. Referitor la prima sugestie, când eu am numărat noțiunea raportului de vânzare la distanță, am fost prezic influențată de directiva privind drepturile consumatorilor, de aceea și de ordonanța guvernului român privind drepturile consumatorilor. De aceea am ales această raportare și cred că și în cazul publicului nu este o problemă de a include anume obligația de a transmite dreptul de proprietate, deoarece, în acest sens, vânzătorul doar expedează acest bun. De predare bunul, fiindcă de transmitere ați menționat. Da, în cazul consumatorului, el nu este obligat să primească bunul, deoarece nu are dreptul de revocare, adică în orice caz, el poate să spună în orice moment eu nu sunt de acord, nu mai vreau ce altele. Da? În legătură cu a doua sugestie, sunt de acord
problematica contactelor între absenți și prezenți este foarte interesantă. Ea urmează a fi cercetată, dar probabil că ulterior, da? Deja problema telefonului cu intervenție umană și fără intervenție umană, într-adevăr, a fost foarte interesantă pentru mine această problemă. Și cu a treia sugestie sunt de acord. Într-adevăr, unele momente eu am scăpat, dar poate de precizat descris o propoziție intensă de completare în acest sens și eu vă mulțumesc pentru această sugestie. Și noi vă mulțumim. O să ofer cuvântul domnului Slutu, care este cel de-al doilea referent oficial. Stimat domnul președinte, stimați colegi și stimată doctorantă, așa e aspirantă, cum spune persoana care aspiră la titlul de doctor în drept. Vreau să menționez că domnul Aurel, așa spune noi, ține ușurat, să spune că multe probleme le-a menționat, așa e. Și eu o să concretizez unele aspecte care, bineînțeles că în cazul dat trebuie să le menționez din simplu motiv că noi la momentul de față, într-adevăr, nu avem în Republica Moldova un mecanism juridic complex care să reglementeze vânzarea la distanță. Iată, anume, cum a spus domnul Gheorghe Chibacășari, această epidemie COVID-19, fiind un fenomen negativ, din esența sa, da? A influențat pozitiv la dezvoltarea sau la actualizarea vânzării la distanță, fiindcă noi vedem, suntem toți participanți la acest fenomen, așa, reieșind din diferite interese concrete. Și încă o dată, iarăși ajungem la ceea că problema principală este că sunt foarte multe aspecte, multe elemente ale acestei vânzări la distanță care nu sunt reglementate, care au rămas la nivel de doleanță, cum se spune, așa, și care duc la nașterea diferitor probleme. Eu consider că autoarea just menționează în teză că, iată, în rezultatul analizei s-a depistat o problemă destul de elementară, că în lege, în legislație, așa, nu este nicio noțiune a contractului de vânzare la distanță, așa, nu este, vă zic, definit obiectul sau obiectele, categorii de obiecte care iată, le-a menționat doctorand așa în teza sa. Mai departe, noi acum suntem în procesul de armonizare legislației Uniunii Europene, așa, directivele Uniunii Europene cu legislația națională, conform acordului de asociere Republica Moldova Uniunii Europeană. Noi știm acest lucru, dar vedem că totodată, așa, cu adoptarea legii privind armonizarea codului civil, așa, sau modernizarea codului civil, un șir de probleme sunt soluționate, dar au rămas în esență la același nivel, fiindcă noi, ca profesioniști, putem să ne clarificăm cu problemele care sunt, din simplu motiv că am găsit un articol 2, 3, capitolul 7, dar cum să procedezi consumatorul simplu, care nu are asemenea cunoștință, experiență și așa mai departe, fiindcă e un proces destul de complicat, mai ales atunci când însăși contractul de vânzare la distanță, așa, poate să nu definească care legislație va fi aplicată în acest caz. Și noi iarăși dăm peste problema justiției și autoarea a făcut un lucru destul de pozitiv, să spunem așa, o analiză amplă, așa, a unor decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene, așa, Curții Supreme de Justiție, Curții de Apel Chișinău, alte curți de apel din Republica Moldova. Și se vede evident că multe probleme în practică sunt, la nivel legislativ încă nu sunt soluționate. Propunerile care le-a făcut Vlada pentru a confirma actualitatea temei, așa, și că a soluționat toate problemele care au fost menționate, adică privitoare la noutate, la subiect, la obiect și așa mai departe, că sunt destul de argumentate și iată, absolut elementar, noi vedem că, cu toate că codul civil a fost modernizat, dar au rămas foarte multe probleme referitoare la încheierea contractului de vânzare la distanță, așa, privitor la rezoluțiunii. Noi știm discuțiile care sunt și problemele care sunt legate de faptul că a fost exclusă noțiunea sau categoria de
rezoluția contractului, așa, de reziliere. Și vrem, nu vrem, dar aceste probleme, atât la nivel practic și teoretic, ele sunt în fiecare zi accentuate, în, așa, dar autoarea a făcut concluzii destul de argumentate, însăși spunem noi sumarul de lucrări monografice și caracter monografic care au fost folosite, așa, de dovadă de faptul că în cazul dat s-a ținut cont de toate cele teorii care sunt legate în mijlocii de contractul de vânzare la distanță. Și eu consider că teza corespunde tuturor cerințelor, așa, stabilite de Ana Cercă în ghidul special, așa, cu atât mai mult că autoarea are confirmare, așa, că într-adevăr teza prezintă interes, atât teoretic cât și practic, fapt confirmat de mai multe avizuri, așa, să spunem, sunt făcute propuneri de lege ferenda, argumentate, și consider că merită atribuirea titlului de doctor în drept, așa, la specialitatea 553-01 drept privat, așa, la specializare la scădere civil. Atât. Vă mulțumesc. Dacă aveți ceva de comentat. Eu vă mulțumesc frumos pentru opinia dumneavoastră, pentru chestii pe care ați făcut mai devreme și care m-a ajutat foarte mult. Se aude. Și a mai intervenit o rugăminte din partea unui membru să vorbească primul, dacă nu aveți nimic împotrivă. Domnul Mihalache, vă rugăm. Iurie, doar un pic. Tu poți spune la tine să aude. Acolo mai tare. Și să aude mai tare acolo. Doar un pic. Da. Da? Încearcă acum. Iurie, te ascultăm. Nu? Nu s-a uitat. Am reducat textul tezei, manifestă importanță, doctoranda a urmărit pe tot parcursul lucrării să corespundă scopul, marginele, obiectivele și introducere cu răspunsurile pe care le-au oferit la compartimentul în cursul de recomandări, evidențial, novotarea, originalitatea scriptică, atezei, tehnica de teorică, evaluarea abstractivă. Puțin, mă voi referi la unele aspecte mai interesante din perspectiva practică, deoarece tema este foarte extinsă, cu înțelesul că este un domeniu neexplorat, un domeniu în care aproape că nu există o legislație în Republica Moldova și, în primul rând, este greu de înțeles de unde până unde este cadrul juridic care corelația dintre lege, relațiile sociale, astfel. Începem de la ceea ce este, de o parte, profesionistul, de altă parte, un consumator. Aici apar mai multe întrebări, sub aspect practic, dar la care nu am găsit un răspuns în lucrare, și anume, legătura dintre forma contractului, circumstanțele de aplicare ale lui
de o parte, de altă parte, contabilitatea. Bun. La un profesionist există contabilitate. În contabilitate trebuie reflectată ieșirile, adică decontările prin facturi, impozitarea, relația cu mai departe, este necesar, ori nu este necesar o autorizare din partea de operator al statului pentru ca o societate comercială să încheie contracte de vânzare, cumpărare la distanță. Lucrul ăsta nu mi este clar. Ar presupune că oricine are o întreprindere poate să încheie contracte la distanță. Întrebarea, dar cum pot să reflect în contabilitate urmele acestui contract la distanță? De cont, banii intră, dar cum, care este suportul pe care dovedește faptul că a existat un contract, există un contract, este registrat acel contract, etc. Alt aspect. Am înțeles că Republica Moldova aproape nu există contracte electronice. De ce? Pentru ca o relație de vânzare-cumpărare efectuată cu un suport durabil electronic, să fie numită contract, e nevoie ca consumatorul să aibă semnătură electronică. Doar în aceste condiții noi putem intra în cadrul de reglementare a articolului 318 din Codul Civil, contract în formă scrisă și contract în formă electronică. Nu e semnătură electronică, noi ne încadrăm în prevederile Codului Civil. Prin urmare, nu mi este clar. În același timp, în practică, avem o serie de foarte multe relații de vânzare-cumpărare la distanță, începând cu cărți, telefoane mobile, ce dorim. Întrebarea. Aceste înțelegeri dintre părți, ce sunt din punct de vedere juridic, care e natura lor? Dacă nu sunt contracte, doctorata menționează la pagina 108 că fără semnătură electronică nu există contract, nici. Iată, lucrurile astea nu sunt clare, pe urmare, este foarte bine că doctoranda a abordat tematica respectivă, a pus începutul cercetării acestei instituții juridice a vânzării-cumpărare la distanță. Bineînțeles că în perspectivă vor fi și alte lucrări, deoarece manifestă interesul acestor domeniu de cercetare. Evoluțiile sociale, social-economice determină dezvoltarea acestui. În concluzie la cele expuse, să fie de bun augur doctorandei munca care a efectuat-o, lucrare este bine elaborată, manifestă interesul științific și, bineînțeles, va fi salutabil dacă doctoranda își va continua cercetările în domeniu pentru a oferi un cadru mai amplu, atât doctrinar, cât și un suport pentru legiuitor în vederea modificării, modificărilor. Vă mulțumim, deoarece nu... Vă mulțumim, domnul Mihalache, deoarece nu se aude foarte bine. Dacă puteți să reformulați încă o dată întrebările succint. Nu sunt întrebări. Au fost întrebări în contextul cercetării în calitate de membru a lucrării. Deci niște întrebări firești care mi-au apărut pe parcurs. Dar asta nu ține de lucrare, e vorba de domeniul de cercetare. E curiozitatea mie în lucrurile, o ține de lucrare. E foarte bună. Lucrarea mi-a deschis o dimensiune de perspectivă, da? Mi-a pus, a pus structura de rezistență pentru o cercetare ulterioară. Evident că, în practică, sunt foarte multe întrebări la capitolul vânzare-cumpărare la distanță. Poate dumneavoastră are anumite idei deja. Da, sunt idei bine închegate. Am menționat că Republica Moldova rezultă că nu avem vânzare-cumpărare electronică, adică la distanță nu avem. În articolul 308 din Codul Civil. Consumatorul trebuie să aibă semnătură electronică. Cine dintre noi are semnătură electronică? Aproape nimeni. Pe urmare, toate vânzările, cumpărările, telefoanelor mobile și tot ce facem, nu ne încadrăm în rigorile articolului 38 din Codul Civil. Bine. Întrebarea, ce facem mai departe dacă apare un litigiu? Partea cealaltă nu recunoaște,
este act juridic, nu este act juridic, care e forța probatorii, cum demonstrăm și așa mai departe. Deci în lipsa semnăturii electronice este un vis, un domeniu în care plutim pur și simplu. Mulțumim. Deci aceste întrebări mi-au apărut. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Vlada, vrei să zici ceva? Da, eu sunt de acord. La computer. La computer. Nu uita. Da. Eu mai am o idee. Da, bună ziua, mă auziți? Da, eu sunt de acord că, într-adevăr, există problemele practice, deoarece raporturile de vânzare la distanță sunt recent apărute. Adică există mai multe probleme și legate de impozitare și contabilitate, cum a spus domnul Nicolae. Eu sunt de acord. Dar nu sunt specialist în domeniul impozitării și nu pot să răspund la această întrebare. În legătură cu semnătura electronică, eu cred că răspunsul poate fi găsit în legea privind comerțul electronic, deoarece acolo apar venit câteva modificări și legiuitorul indică că în comerț electronic contractele pot fi încheiate cu utilizarea semnăturii electronice, atunci acest contract este egalat cu formă scrisă și există a doua modalitate de a încheia contractul prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță electronice. Adică, totuși, legiuitorul nu spune că există doar o singură modalitate de a încheia contractul cu semnătura electronică. Eu cred că contractele încheiate de consumatori fără această semnătură totuși au valoare juridică și nu cred că judecătorii o să neagă forță juridică a acestui contract. Eu cred așa. Vă mulțumesc. În orice caz, eu vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră. Da, doar o mențiune că contractul scris electronic se echivalează cu cel scris, numai dacă este semnătură electronică. Dacă nu este semnătură electronică, nu este nici contract electronic, cum vă produceți. De urmare, nici scris. Atunci, ce fel de contract este? Autentic? Nu e autentic. Verbal? Poate fi verbal. Poate fi verbal, da. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Chiba, că ați vrut ceva să ziceți? Da, mulțumesc, doamnă preocupare. Eu aș vrea să amintesc un lucru care o să fie cobrată între post. Poate la toamne, poate profesorul meu, învățăm totul pentru că pentru practicie, pentru juriști, publicația acestei teze cu careva idei propuse de domnul profesor Baicov, Aurel, și de Iuri Nicolache, care Cosmii mai a două carte în teze, de făcut o publicație care este foarte și foarte utilă pentru practicie. Pandemia ne obligă că cât mai multă practică va fi utilizat această formă de stabilire a raportului contractual. Mersi! Și noi vă mulțumim! Domnul Trofimov. Stimată doamnă președinte, domnul membru a Consiliului Științific, stimată doctorandă. Vlada, bine. Deci, am să mă stăruiesc să fiu succint. Avizul l-am întocmit, chiar am trimis doamnei doctorande. Vreau să menționez că am citit cu plăcere teza. Se citește și ușor, dar și abordările lansate de doctorant sunt foarte interesante. Vreau să menționez că destul de a reușit autoarea a relevat actualitatea și importanța, dar eu cred că dumneiei așa s-a întâmplat că a prezentat teza anume în perioada în care probabil că despre actualitate la tema respectivă nici nu era chiar necesar să ofere o argumentare foarte așa cu multe argumente, deoarece însăși viața ne-a oferit posibilitatea să înțelegem cât este de important
abordarea problemei vânzării la distanță și nu doar a vânzării. Vreau să mă refer la și la faptul că, într-adevăr, cele care au fost elucidate în lucrare sunt foarte reușite, foarte importante, cât din punct de vedere teoretic, atât și din punct de vedere practic. Vreau să spun că autoarea, cu deosebită așa ardoare, a reușit să motiveze noile reglementări care au apărut în ultimii ani, în ceea ce privește și la argumentarea necesității reglementărilor din legea din 2014, dar și din cele legate de legea privind modernizarea codului civil. Dar cel mai interesant lucru care trebuie să-l menționăm este aceea că dumneavoastră vine cu argumente care, de fapt, nu au doar o singură, să zic așa, direcție, cea legată de direcția juridică, argumentării, ci argumentează și din punct de vedere economic, și din punct de vedere social, și din multe alte puncte de vedere. Ceea ce îi dă tezei o greutate mult mai mare și corespunzător, și mult mai interesant și efect, de a fi citită, și produce și efectul mult mai bine. Pe lângă asta, vreau să menționez și faptul că probabil că atunci când doamna doctorandă, sau cred că în scurt timp și doctor, și-a ales tema respectivă, a riscat, adică atunci s-a avântat într-un domeniu încă necercetat, prin asta a riscat ca să ajungă la susținere și să aibă multe obiecte din punctul de vedere că despre aceasta nu s-a vorbit, despre aceasta nu s-a vorbit. Și deși din cei ce antivorbitori au relatat se vede chestiunea aceasta, că sunt anumite secvențe care poate ar fi trebuit abordate, dar vreau să spun că lecturând teza am constatat că doamna doctorandă a reușit să atingă practic toate strunele importante ale acestui instrument care se numește vânzarea la distanță. În aviz am reflectat anumite propuneri în ceea ce privește posibilitatea de a fi, adică sugestii, de a fi îmbunătățit conținutul lucrării într-o eventualitate, într-o eventuală publicare a acestei lucrări. Dar am să mă opresc doar la câteva din ele. Mă refer la aceea că, deși legiuitorul astăzi vorbește despre încheierea contractului fără prezența fizică a părților la contract, deși această sintagmă se regăsește în textul legii, dar cred că, având în vedere că doctoranda a făcut un studiu științific, bănuiesc că ar fi trebuit să spună critici, poate chiar sintagma, din punctul ăsta de vedere, deși ne dăm bine seama că nu a avut nimic în vedere altceva decât ceea ce a avut în vedere și legiuitorul, dar expresia fără prezența fizică nu poate chiar este cea mai reușită și chiar parcursul lucrării s-ar putea de înlocuit cu altă sintagmă sau alte expresii care ar denota că persoanele care încheie contractul există, dar se găsesc la distanță. Nu ar trebui. Rezume că, mă rog, expresia fără prezența fizică presupune că ele nu există într-un fel, adică ar oferi și eu, da, și o asemenea. O altă sugestie care aș oferi-o este aceea care, de fapt, am citit-o în primul, într-a doilea capitol, adică, mă rog, într-a doilea capitol de conținut, în care mi-a fost chiar foarte interesant și plăcut că am regăsit așa ceva unde doctoranda a pomenit că posibilitatea considerării contractului de vânzare la distanță ar fi și atunci când părți la acest contract ar fi neapărat profesionistul și consumatorul.
Aceasta se argumentează de mai multe puncte de vedere. În primul rând că legiuitorul în textul și al codului civil, dar nu doar, nu limitează acest contract doar cu prezența calității de consumator și de profesionist. Ceea ce, prin prisma la 993, ne oferă posibilitatea să considerăm și celelalte, să aplicăm aceste reguli și pentru alte contracte. Însă, din păcate, în conținutul ulterior a tezei, vedem ideea, cu promovarea ideii că, așa, mai rigid, părți ale contractului de vânzare la distanță consumatorul și profesionistul. Adică, într-o eventuală publicare, ar fi bine să se reflecte și ideea cam cum acest contract s-ar aplica și față de alte categorii de subiecte care nu au această calitate. Și ultimul moment la care vreau să iar cu titlul de sugestie, în textul tezei am găsit așa o modalitate de a judeca asupra prezenței, existenței sau nu a ofertei de a contracta, și anume legat la pagina 110. Legat de faptul că dacă publicitatea, ideea așa, mai pe scurt, dacă publicitatea nu întrunește condițiile pentru oferta de a contracta, în special dacă nu conține regulile viitorului contract, condițiile esențiale al viitorului contract, în cazul dat, aceasta nu trebuie să fie privit ca ofertă. Deci, consider că lucrurile trebuie să fie privite prin esența lor, nu prin efectele pe care le produce, deoarece atunci când o ofertă nu conține condițiile esențiale ale viitorului contract, sau hai să spunem așa, o publicitate nu conține condițiile esențiale ale viitorului contract, aceasta, cel puțin în opinia mea, oricum rămâne a fi o ofertă, însă nu corespunde condițiilor și produce efectul fie a inopozabilității, fie a nulității acestea, dar oricum rămâne a fi ofertă. Deci nu putem spune că nu e ofertă numai de ce că nu conține condițiile. Și în sensul ăsta noi vorbim și contractul nul tot nu este, nu produce efecte a unui contract. Dar oricum îl numim contract nul sau așa cum și-am scris, adică, mă rog, o femeie nu poate se spune că nu a fost însărcinată dacă a născut un copil mort. Adică situația trebuie să o privim mult mai fundamental, adică să ne uităm la esența actului, nu și să-l apreciem natura lui prin prisma efectelor pe care îl produce. Tot cu titlul de recomandare aș menționa că dacă că e perspectiva, de fapt, o lucrare de așa gen, vreau să spun că nu este suficient, sau o temă abordată de așa gen, nu este suficient, cred că un volum numai de asta care s-a reușit, doar subiectele sunt foarte multe, dar iarăși, în eventualitatea publicării, aș sugera autoarei să extindă sau să țină cont de câteva recomandări, și anume extinderea reglementării contractului de vânzare la distanță și pentru cazurile în care părțile nu au calitatea de profesionist și consumator, ceea ce am spus, posibilitatea de a examina calitatea profesionistului nu doar de vânzător, ceea ce am observat în teză, dar și de cumpărător, deoarece nu avem vânzarea, cumpărarea, nu unde doar unul, deci profesionistul nu doar vinde, el poate și să cumpere, deoarece materia primă tot reprezintă o chestiune care îl privește ca interes de activitate. Posibilitatea extinderii regulii de vânzare la distanță pentru toate contractele de vânzare-cumpărare, de vânzare încheiate între părți, aflându-se la distanță. Și fără doar și poate, necesar de a oferi o soluție argumentată științific, în ce privește faptul dacă contractul de vânzare la distanță reprezintă o varietate a vânzării sau doar un mecanism. Deci chestiunea aceasta foarte interesantă, ați abordat-o la început și știți ca copilul când îi arăți bomboana și nu i-o dai. Deci am așteptat argumentul, dar nu l-am regăsit. E o chestie foarte importantă, deoarece într-adevăr sunt care pretind că asta e încheierea contractului și atunci când vorbim pe bună dreptate s-a discutat despre locul încheierii contractului,
momentul încheierii lui, deci sunt chestiuni care țin distanța, era privită, încheierea la distanță era privită ca un mecanism de încheiere și în cazul dat abordare referitor la faptul că e o varietate a contractului cu caracteristici diferite, cu efecte diferite, cu reguli aplicate diferite, deci legate de faptul încheierii lui propriu-zise. Deci, evident, face necesar ca să existe și să cerea un argumentoriu inițial pentru ca să înțelegem clar că e vorba de o varietate și nu de un mecanism. Eu susțin ideea care au promovat și e trebuie argumentată din start ca să nu, așa, să nu se găsească un moment sau zicem, un cadru argumentoriu care să șterbească din valoarea celor care le-ați promovat. În totalizare spun că acestea nu sunt nici chiar observații, sunt sugestii, că eu cred că certitudine o să fie și mai mult de la ceilalți membri ai Consiliului, dar ele toate sunt în virtutea faptului că, într-adevăr, tema este foarte, să zicem așa, interesantă, foarte nouă, cu spectrul de subiecte foarte vast și corespunzător este încă abate această cărare. Și concluzia e că considerăm că teza reprezintă o noutate științifică indiscutabil, reprezintă noutate și corespunde tuturor rigorilor de formă și conținut, iar autorului Vlada Calmâc merită să-i fie acordat gradul științific doctor în drept. Dar nu în ultimă măsură vreau și să felicit pe domnul profesor Chibac cu următoare realizare legată de promovarea cadrelor didactice și științe. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Așa, te duci la computerul tău, da, Vlad? Ca să-i zici curiozitatea bomboană care nu a găsit-o. Să-i dai bomboană care o caut. Mă auziți? Noi, da. Nu trecem cu bomba. Da. Mă auziți? Da. Da. Vă mulțumesc pentru sugestiile. Sunt într-adevăr foarte interesată. Mi-a plăcut această carte care prezintă am gândit. Și așa ceva de delicat, lingvistic, da? Da, așa a exprimat viitorul, chiar și european, chiar și viitorul nostru. Ceea ce l-am criticat, dar poate în viitor, da? Deci, într-adevăr, în studiu am pus accentul pe raporturile în care participă consumatori. Unele aspecte sunt valabile și pentru profesioniști și dar totodată este posibil, într-adevăr, cercetarea obligatorie a instituției cu participarea al subiecti, dezvoltarea problematicii, deoarece instituția este, într-adevăr, foarte complexă și nu merită a fi analizată, cercetată și altă plată a problemelor. În privința extinderea tezei. Da, este o bună sugestie, poate în viitor, da, dacă să existe posibilitate, o să mai scriu, deoarece lucrurile nu stau pe loc, raporturile se dezvoltă, profesioniștii și celălalt subiect de drept participă, într-adevăr, în raporturile la distanță și, adică, avem ce să discutăm, avem despre ce să scriem. Și despre contractul de lucrare la distanță, totuși, în compartimentul aparte, eu am ajuns la concluzie că este o varietate distinctă a contractului de lucrare la distanță. Deoarece sunt anumite trăsături specifice pe care eu am detaliat, enumerat vreo 10 trăsături specifice. Sunt drepturi și obligații specifice, efectele contractului,
sunt foarte originale. Adică toată teza, toate întrebările, toate compartimentele, eu cred că totuși arată că am ajuns la concluzie că vânzarea la distanță este o varietate distinctă, așa cum este prevăzut în legislația mai multor țări. Deși, deocamdată, în Republica Moldova, din punct de vedere legislativ, vânzarea la distanță încă nu este, să spunem așa, o varietate distinctă din punct de vedere normativ. Dar, în curând, cine știe, am propus, am înaintat propunerile de lege ferendă și Ministerul și Agenției pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor. Poate în viitor o să avem și din cauza, și nu, din, nu doar din cauza mea, dar și din cauza pandemiei globale, da? Poate o să avem și acte normative legate și de vânzarea la distanță și activitatea piețelor electronice. Eu sper, în orice caz, că raporturile o să dezvolte și actele normative o să apare. Vă mulțumesc! Și noi îți mulțumim, Vlada. O să-i ofer cuvântul domnului profesor Nicolae Sadovei. Domnul Sadovei, vă rugăm. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi, membri ai Consiliului, referință oficială, stimată doamna doctorandă. Particip la discuția asupra acestei teze de randa a treia ședință, în considerentul că ea a fost elaborată în cadrul Departamentului Drept Privat, da, deci în ședința respectivă, deci am participat la discuția asupra tezei. În cadrul seminarului științific de profil, iarăși la fel am participat, dar nici în primul, nici în a doilea nu am avut o calitate distinctă în sensul de a fi expert nominalizat pentru evaluarea tezei la momentul respectiv. În cadrul departamentului, colegii mai direct specializați în materie, în cadrul seminarului științific de profil, în sarcina mea, în calitate de președinte, a fost să gestionez buna desfășurare a seminarului științific de profil și numirea respectivilor experți. Dar teza o știu din discuțiile care au fost și importanța și valoarea acestei teze, dar acum, în calitate de membru al Consiliului, am abordat puțin diferit teza în sensul strict tehnic, să zic așa, adică unui expert nominalizat și care studiază într-o oarecare măsură echidistant conținutul materiei date. Deci, și bineînțeles, așa cum au zis și antevorbitorii mei, fie că este vorba de stimații noștri referenți oficiali, fie că este vorba de ceilalți colegi membri ai Consiliului Științific Specializat, teza are o înaltă ținută științifică, adică în ce ține de cerințele stabilite vis-a-vis de un astfel de produs științific. Deci, suportul normativ și doctrinar utilizat de către doctorandă și este îmbucurător acest fapt, nici pe departe nu se limitează doar la cel național și la cel care tradițional este utilizat de către majoritatea doctoranților noștri în raport cu doctrina și suportul normativ pentru comparare, vorbesc de România și Federația Rusă, dar foarte mult este utilizată și literatura de specialitate non-juridică, teze de doctorat, ceea ce iarăși este un plus mare, pentru că este vorba de un domeniu care primează din punct de vedere social aspectul economic, dar nu aspectul juridic, și ceea ce face și dumneavoastră referință, și totodată este utilizată cu foarte intens și foarte calitativ, deci suportul normativ din Uniunea Europeană, directivele Uniunii Europene și nu doar directivele, dar și respectiv autori care s-au expus în materia dată și au mai multă experiență.
Deci Vlada, în calitate de deschizătoare de drumuri, a avut curajul să meargă în acest domeniu și, din punct de vedere al conținutului tezei, adică ce ține de epistemologie și praxeologie, acestui produs științific, deci ea corespunde, așa cum am zis, tuturor cerințelor. Și m-a bucurat faptul că în teză există și o viziune prospectivă ce nu atât de des se găsește la un nivel relativ calitativ, de o calitate înaltă, când vorbesc de viziunea prospectivă. Deci ceea ce mai rar se întâlnește în tezele noastre, adică în tratarea a faptului ceea ce există, majoritatea celor care fac teze o fac destul de bine, dar nu prea au curajul sau nu prea văd ce este peste gard și ce va fi mâine și cum încotro vor merge lucrurile. Ceea ce nu se referă în cazul de față la Vlada, pentru că a făcut acest lucru și a spus, ne așteaptă aceea și aceea, acolo avem plusuri, acolo sunt riscuri și așa mai departe. Deci așa că din acest punct de vedere mă bucur pentru lucrarea elaborată de către Vlada. Totodată aș vrea și bun, și atunci când îți place o materie pe care o citești, vezi și ai cumva și o proprie atitudine asupra lucrurilor, anumite viziuni proprii. Și din acest punct de vedere mă voi opri și la câteva viziuni ale mele, nu obligatorii luate ca și obiecții, deci, dar așa cum așa antevorbitorii mei s-au expus anumite viziuni, ceea ce ține că poate ar trebui și asta într-o viziune de viitor, într-o activitate de viitor, poate să se răspunde aceste lucruri, etc., etc. Așadar, în primul rând, în ceea ce ține de aspectul teoretic, da, deci mi-am pus întrebarea, pentru mine, în primul rând, bineînțeles și pentru mine, și am încercat să răspund și cer să răspund, dar încerc să răspund public, atunci când vorbim de și denumirea capitolului 1, 2, 3, 4, în 1, 2 se regăsește instituția vânzării la distanță și contractul de vânzare la distanță, în 2 la fel, într-al treilea contractul de vânzare la distanță, 4 la fel rămâne contractul de vânzare la distanță, dar bineînțeles elementele, adică celelalte momente. Și mi-am pus întrebarea, din punct de vedere ca și construcție juridică, ce primează în cazul de față și să văd care este răspunsul deci doctorandii în conținutul tezei respective, pentru că utilizează termenul de instituții și noi ca și juriști înțelegem care sunt acele elemente obligatorii care constituie instituție juridică. Dacă vorbim de instituția vânzării la distanță și pun accentul pe instituții, nu pe vânzare la distanță și contractul, etc. Așadar, răspunsul și așa cum și ne-a zis astăzi Vlada, pentru că a literalmente, în fond, ceea ce am găsit și am subliniat în teză, a menționat și astăzi și ea, deci este la pagina 50, din punct de vedere juridic, vânzarea la distanță poate fi tratată ca raport de drept medic. Eu revin la dragoste de întâi. Domeniul meu de interes, ca raport de drept civil. Cu alte cuvinte, pentru noi, ca și juriști, este clar că deci noi, întotdeauna, trebuie să abordăm orice categorie juridică prin prisma raportului respectiv. Asta este obiectul care lucrează dreptul și, în cazul de față, absolut corect, indiscutabil, la pagina 50 și de este respectivul raport și spune, în fond, când vorbesc eu, adică ea ca și autoare, din instituția respectivă vorbește, în fapt, despre un raport juridic de vânzare la distanță, un raport juridic civil. Și atunci eu mi-am pus următoarea întrebare. Deci, dacă vorbim de un raport juridic civil, raportul juridic trebuie să aibă sursa de proveniență, dar sursa respectivă, noi știm când este vorba de majoritatea raportelor contractuale, sursa este însăși contractul. Deci, din punct de vedere juridic, nu vorbesc ca și instituții interdomenii, da? Pentru că dacă abordăm din punct de vedere al domeniului economicului, științelor, tehnologiilor,
etc. și dreptului, da, deci este complexă, foarte complexă, dar din punct de vedere strict al dreptului, deci, adică cât de mult eu aș fi pus un semn de întrebare pentru mine, care a fost misiunea noastră, deci ați ales o altă cale, deci dacă însăși vânzarea la distanță, din acest punct de vedere, aș putea eu considera ca și instituție juridică. Da? Deci, pentru că după mine, din punct de vedere juridic, primează în cazul de față contractul și contractul generează raportul respectiv din vânzarea la distanță. Bineînțeles, deci aceasta, acum și vreau să menționez încă o dată acest lucru, nu înseamnă că, într-un anumit fel, micșorează valoarea celor care sunt tratate. Ele sunt foarte bine, cum am spus, după mine sunt foarte bine tratate aspectele și doctrinare, aspectele și în ce ține de legislație, etc., etc., dar răspunsul, adică dumneavoastră l-am găsit la pagina 50, deci și mai departe și de atunci mi-am dat seama, de aceea în capitolul 34 dispare, în fond, instituția rămâne contractul. Efectele contractului, elementele contractului și respectiv efectele contractului. Adică însă de numele capitolului nu se realizește noțiunea instituției în vânzare la distanță. Da. Bun, acesta a fost o chestiune de ordin în ce ține de partea teoretică. Și mai departe, deci un alt aspect în ce ține de elementele și obiectul, în speță vorbesc de obiectul material al vânzării la distanță și, cum am zis, o să revin la ceea ce fiecare dintre noi avem un anumit interes de cercetare și întrebarea pe care am dat-o astăzi tot a ținut de domeniul respectiv. Dar încerc să abordez mai extins. Atunci când vorbim de elementele contractului și când vorbim de cumpărător, primul dintre câteva documente tratați cumpărător, da? Mi-am pus întrebarea, poate oare în afară de, clar, cumpărătorul este și consumator, deci debitorul, creditorul, în raport respectiv abordat în prisma obligațiilor, dar în ceea ce ține de posibilitatea ipotetică a acestui cumpărător să aibă statut dublu, statut juridic dublu, în dependență de obiectul care face obiectul vânzare cumpărare. În special vorbesc de obiecte aflate în circuit civil limitat, sau deci obiecte care sunt sub o reglementare specială. În situația și dat prin faptul că am dat aceeași întrebare raportat la medicamente și mai ales mă bucură că din ceea ce ține de obiectul material, anume o pagină și ceva, tratați acest obiect care sunt medicamentele și produsele medicamentoase care au sunt foarte, foarte specifici și sensibile din acest punct de vedere. Și mă întreb, în situația respectivă, deci când vorbim de vânzarea la distanță și respectiv cumpărarea la distanță a unui medicament, vânzătorul și cumpărătorul în calitate, în situația dată, ce primează calitatea de vânzător-cumpărător sau calitatea de prestator de servicii de sănătate și beneficiar de servicii de sănătate. Deci ăsta este un dar nu este singur domeniu. Dumneavoastră abordați acolo cu băuturile alcoolice, iarăși ce va fi sensibil și alte domenii posibile. Deci în care am putea găsi. Ne-am putea pune un semn de întrebare ca să căutăm pe urmă respectiv de răspuns. Așa, și în situația dată, pentru că a fost și interesul meu ca să aflu, sincer, nu cred că m-aș fi gândit mult la acest domeniu, cum au zis și antivorbitorii, colegii mei, dar însăși faptul că a scris teza dată m-a pus pe mine să-mi pun întrebările respective și să caut răspunsuri. Și ceea ce este foarte interesant, pentru că nu am inventat noi o altă lătăruță și s-au lovit alții înaintea noastră cu domeniul cu problema respectivă și răspunsul în fond este următorul, medicamentele și din acest punct de vedere aici este singurul lucru care am să vă sugerez, cumva aș să insist la următoarea formulă care este utilizată, pagina 98,
Din acest motiv se propune excluderea nemijlocită a medicamentelor cu prescripție medicală din obiectul reglementării contractului de vânzare la distanță și creierea unui cadru juridic separat, deoarece aceste produse sunt legate de viața și sănătatea oamenilor, sunt perisabile sau necesită condiții stricte de păstrare. Pe la contrar, îmi pun întrebarea, dar medicamentul care nu deci este liberat fără rețetă, adică fără prescripție medicală, nu pot aduce atingerea acestor vieții și sănătății? Evident că da. Adică, din acest punct de vedere, ăsta nu ar fi singurul criteriu care ar putea fi utilizat în situația dată. Și mai mult ca atât, practica din anumite state din Uniunea Europeană merge puțin pe altă formulă. Adică, modalitatea aceea respectivă, care din punct de vedere al utilizatorului, care nu știe toate nuanțele, doar de juridic, el nu vede diferența. Dar din punct de vedere juridic, ca și construcție juridică, este următoarea. Atunci când vorbim de obiecte, cu obiecte materiale, cu regim juridic special, deci nu întotdeauna, sau nu întotdeauna este, se utilizează formula respectivă și de vânzare la distanță. Și pentru că vorbesc de medicamente și asta a fost, în fond, referință, deci în situația respectivă, deci reglementările mai multor state nu utilizează vânzarea la distanță a medicamentelor sau produselor medicamentoase, dar prestarea de servicii farmaceutice la domiciliu. Și întrebarea mea care v-am pus-o, cel care vine, cine trebuie să fie? Deci nu este șoferul, nu este, dar este însăși cel care își vine și prestează serviciul respectiv. În fond, el mi-aduce medicamentul, dar este farmacistul. Adică este specialistul și prestează serviciul respectiv farmaceutic la domiciliu. Adică din acest punct de vedere, în situația dată, adică acea paranteză care am deschis-o, am încercat să o deschid aici, în mine primează, deci nu calitatea vânzătorului de profesionist, în sensul, sau calitatea profesionistului de vânzător, da? Dar calitatea de prestator de servicii de sănătate. Da? Iar cealaltă este pe planul 2. Și ca să dau un exemplu, dacă eu aș comanda în online, deci o ciocolată și a doua variantă, aș comanda 100 de ciocolate, probabil vânzătorul s-ar bucura pentru cei care comandă 100 de ciocolate și poate mi-ar oferi un discount. Dar să iau a doua variantă, dacă comand un medicament care nu este cu prescripție medicală, un banal paracetamol, o cutie de paracetamol și comand 100 de cutii de paracetamol, care va trebui să fie reacția vânzătorului? Se va bucura și îmi oferă un discount, că eu iau 100 de cutii. Deci, în situația respectivă, cel puțin ăsta trebuie să-și pun o mare semn de întrebare. Dar pentru ce s-a domnului are nevoie de 100 de cutii de paracetamol? Da. Adică răspunsurile nu sunt atât de simple și din acest punct de vedere, adică și reglementările în ceea ce ține de domeniul dat sunt foarte speciale. M-am uitat chiar zilele astea în ceea ce ține și am văzut că faceți referințe inclusiv la, nu faceți publicitate, dar faceți referințe la anumite site-uri care vând medicamente online, deci nu știu, folosesc un cuvânt care nu se prea utilizează sau nu trebuie să-l utilizez într-o dispută științifică, dar e groaznic ceea ce se face pe internet sub aspectul dat, mai ales în perioada dată când mulți au simțit că pot face niște bani mai mult sub aspectul dat, deci ceea ce arată este un vid, o problemă majoră din acest punct de vedere. Bun, aici vreau să închid paranteza, a fost cam lung ceea ce am vrut să zic, nu înseamnă că vă zic trebuie să modificați, categoric nu, deci mergeți înainte cu cum ați făcut când aveți o teză după mine foarte calitativă, dar în virtutea când o să mai, în eventualitate, dacă să mai faceți cercetări mai aprofundate în anumite sectoare sau domenii, poate să țineți cont și de lucrurile respective. După mine,
teza corespunde cerințelor și nevoilor respective, deci merită a fi apreciată în modul respectiv, iar autoarea va avea un merit de conferire titlului de doctor. Este adevărat, fiecare dintre noi are o predilecție pentru un anumit domeniu, iar vânzarea aceasta distanță, practic, o putem aplica foarte mai puțin în altul dreptul familiei. O să refer, doamne, ce vă dai cuvântul, dar așa. Poate fi că sunt domenii, pentru dreptul familiei, pentru menținerea familiei. Ce mă? Da. Dar n-ai mai mulți familii, de ce mă așa? Nu, în dreptul familiei v-ați zis. Nu, 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 Am s-a vorbit astăzi atât de mult despre actualitate, că e clar lucru că mă alătur și eu la asta și nu o să pun accentul. Vreau doar să menționez faptul că teza de doctor, de fapt, a fost concepută mai înainte ca să fi fost modificări din 2019, care au avut loc la codul civil și doctorand a lucrat mai întâi cu prevederile legislației anterioare, ulterior, tocmai când s-a discutat teza la departament cu un semnal de copie, vă zic că a avut loc de schimbare, a lucrat cu toate cele modificări din codul civil din 1 martie 2019, i-a reușit lucrul acesta. Și însăși viziunea care și-a exprimat-o ea, iată, este din start, că ea, când a conceput tema tezii, deja lucra nu cu ceea ce este, cu toate că teza se numește cadrul actual, cadrul juridic actual al vânzării la distanță, dar ea de acum deja s-a referit și ceea ce poate fi și pentru viitor. Teza este bine structurată, în viziunea mea, după un plan bine gândit și ele i-au fost trasate obiectivele și au fost realizate cu succes. În special, vreau să menționez că teza ține nu doar de dreptul civil, la care este concepută, da, și respectiv despre, are o interferență foarte, foarte mare cu tehnologiile informaționale, care sunt în continuă dezvoltare și care ne-au adus la ceea ce avem, așa, vânzarea la distanță. Și în special, perioada anului 2020, care a majorat cu foarte mari cifre vânzarea aceasta la distanță. Au fost foarte bine, așa să zicem, analizat în teza dată, cu o logică deosebită, esența, natura juridică, caracterele, elementele și efectele contractului la vânzare. Din start, când s-a pus așa problema ce este vânzarea la distanță, a fost, fie că este un mod tehnic de încheierea contractului, fie că este o formă de sine stătătoare a activității comerciale sau este o varietate distinctă a contractului de vânzare-cumpărare. Aici s-a vorbit astăzi despre lucrul ăsta, că este un contract sau nu este un contract. Mie, personal, așa mi-a făcut o impresie bună că totuși autoarea s-a isprăvit cu acest lucru și s-a determinat că totuși această modalitate de vânzare la distanță este un contract, așa, al dreptului civil. Ulterior, după aceea, cum a spus anterior și domnul Sadovei, se analizează așa în capitolele 2, 3 și 4, de acum contractul de vânzare-cumpărare. Este, vă zic că, evidențiat foarte bine care sunt elementele acestui contract, care este regimul contractului, chiar și despre rezoluțiune, revocare și chiar și despre răspunderea în contractul de vânzare-cumpărare la distanță, este foarte bine redat în teză. Structura logică, așa, care este în această teză, cât și limbajul, dă o posibilitate de lecturare foarte, foarte ușoară a acestei teze și denotă o pregătire teoretică foarte bună a doctorandei. Eu am ajuns la această concluzie, fiindcă orice concluzie, orice idee, orice, să zicem,
stabilirea a unui argument care îl aduce doctoranda denotă acest fapt că este foarte bine pregătit în domeniu și este un specialist cu mare expresie, este doc în domeniu și vă zic că materialul care este prezentat este o teză care corespunde tuturor cerințelor amănântate față de acest gen de lucrări, că este un spectru larg de probleme abordate, este indiscutabil o contribuție la dezvoltarea și perfecționarea cadrului normativ național, cât și a practicii judiciare pertinente. Din acest considerent, propun ca doctorandei Calmei Vlada să-i se fie acordat gradul științific de doctor în drept. Vlada, dacă dorești să comentezi ceea ce a zis profesorul Sadotei și Valentina. Câteva cuvinte. Într-adevăr, această problemă cu medicamente este foarte actuală. Acum, în Rusia a fost aprobată, da, legislația în domeniu. La noi încă nu este, da, nici nu este interzisă, da, prestarea acestor servicii la distanță, adică eu propun excluderea medicamentelor cu prescripție medicală, dar actualmente nu este interzis nimic, da? Dar așa ceva să fie interzisă, da? Ar fi bine. Într-adevăr, eu am fost ghidată de legislația Franței, de literatura franceză, unde sunt interzise pentru vânzare la distanță, anume produse medicamentoase cu prescripție medicală. Așa este scris în legislația franceză. Și am crezut că o să fie destul de bine pentru Republica noastră ca să fie exclus acest obiect din domeniul vânzării la distanță. Dacă propunere pentru viitor, desigur, este destul de utilă. Eu vă mulțumesc. Și doamna Valentina, și eu vă mulțumesc pentru punere, pentru sprijinul. Mulțumesc. Așa. Am ajuns aproape de final. În calitate de președinte a acestui Consiliu Științific Specializat, cum a zis domnul Sărbătăie, mă îngrijesc de corectitudinea procedurii, dar nu numai. La fel, în ședința prealabilă am discutat foarte mult pe marginea tezei, deoarece era necesar să discutăm obiectele la nota informativă. Ca urmare a discuției au fost formulate și alte propuneri de care doctoranda a ținut cont. Dacă observați, se deosebește cuprinsul un pic a tezei. Noi ne aducem aminte că inițial tema era vânzarea la distanță și după este cadrul juridic al vânzării la distanță. Din discuțiile cu doctorand am înțeles că ea ține neapărat ca să fie la început vânzarea la distanță și după contractul de vânzare la distanță. Ori pentru mine este mai apropiată abordarea domnului Sădălei. Este contractul la distanță și după tot ca efect. Deci sunt două interpretări un pic diferite, de-aia și am zis că bine, dacă este vânzarea la distanță, să o încadrăm în ceva. Să fie instituția vânzării la distanță, ca să putem compara cu celelalte instituții. Contractul de vânzare la distanță cu celelalte forme a contractelor. Și eu cred că Vlada foarte bine s-a exprimit cu acest lucru. Într-adevăr, este o teză actuală care se citește ușor, care mai multe întrebări pune pe lângă cele la care răspunde și, cum am zis, fiecare din domeniul pe care îl avem, pe mine cred că m-ar interesa mai mult toată această vânzare la distanță cu element de extranietate, dar neavând încă o practică foarte clară la nivel național, cred că în acest domeniu a dreptului internațional privat și a comerțului internațional ar fi mult mai multe întrebări decât răspunsuri și, în plus, judecătorii noștri mai mult merg pe intuiție, să zic așa, decât pe niște norme foarte clare care pe locuri chiar lipsesc și nu există o practică de aplicare a acestor norme. De-aia și-am întrebat dacă facem diferență între conflictele de lege și conflictele de jurisdicție, pentru că primele se referă la momentul încheierii contractului,
tot ce ține de loc, moment, ce a vorbit domnul Băieșu. Celelalte, deja, dacă una din părți nu a respectat contractul, obligații, etc., și vorbim despre altceva. Soluția dumneavoastră care a zis că ar fi bine să includem în contract aceste clauze este binevenită, doar să nu fie în detrimentul uneia dintre părți. Deci, în acest caz, trebuie să țineți cont și de reglementările interne a fiecărui stat. Este un pic mai complicat. În momentul în care toți suntem parte la o convenție internațională în domeniu, atunci o parte dintre întrebări se expun. Dumneavoastră v-ați văzut foarte multe reglementările UE, ele sunt diferite și să nu uităm că au o aplicabilitate obligatorie pentru toate statele membre UE, noi suntem în afară, deci pe alocuri, ceea ce a încercat și Codul Civil acum modificat, să ne armonizăm cu acest cadru care este un cadru european. Cu referire la nota informativă, într-adevăr s-a ținut cont de tot, am propus un pic schimbarea și a scopului și a obiectivelor și, prin urmare, a rezultatul, dar ce nota informativă se cerea o concretizare anume sub aspect de aplicabilitate a acestei teze, să fie foarte clar care este aportul autorului. Eu consider că noi am reușit și doctoranda a inclus toate aceste modificări în teză. Nu o să mă refer la celelalte aspecte care deja antropitorii mei le-au expus cu lux de amănunte, doar îi doresc Vlad de inspirație și succes ca să ții cont de toate sugestiile care au fost aici. Și, bineînțeles, poate ar fi mai bine să faci niște lucrări mai mici într-un anumit domeniu. Da? Că poate ar fi mai util pentru cei care utilizează, pentru noi în calitate de consumatori. În domeniul medical, de exemplu, domeniul cosmetic, ceva ce este foarte aproape, în gen ghiduri, atunci am avea și o aplicabilitate practică. Acestea fiind zise, eu o să rog secretarul științific să citească proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate, rezultatele și valoarea pregătivă a tezii. Prin teza elaborată și susținută public la data de 9 iulie, doctoranda Calmâc Vlada a oferit un răspuns complementar pentru fondul științific și care ulterior putea servi ca punct de pornire la elaborarea lucrărilor care ar avea ca obiect de cercetare domeniul instituționalizării la distanță. Astfel, cercetarea doctorandei prezintă o importanță nu numai teoretică, dar și practică. Prin propunerile făcute de doctorandă, contribuie la perfecționarea legislației Republicii Moldova. Teza se bazează pe o bogată documentare teoretică și practică, fiind studiată atât doctrina din legislația din țară, din România, Federația Rusă, Franța, Statele Unite, Germania, Olanda, Turcia, Marea Britanie, etc. Teza elaborată este o lucrare științifică de valoare cu caracter monografic. Valoarea aplicativă a lucrării se evidențiază prin propunerile de lege referenda expuse în cadrul fiecărui subiect, care pot servi ca suport analitic la elaborarea unor proiecte de legi privind modificarea și completarea Codului Civil, legii privind comerțul electronic. Concluziile și propunerile formulate de autor, prezentate Ministerului Justiției și Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, pot fi utile nu doar în procesul de perfecționare a legislației, dar și în soluționarea problemelor practice întâmpinate de profesioniști din domeniul jurisprudenței și de consumatori, inclusiv în procesul didactic în cadrul instituțiilor de învățământ. Noutatea științifică a rezultatelor obținute își găsește exprimare în concluziile și recomandările expuse în lucrare. Din aspectele lor conceptuale, majoritatea subiectelor supuse cercetării se caracterizează prin noutate și vin să completeze doctrina națională cu noi concepte în materia protecției drepturilor consumatorilor la etapa precontractuală, la etapa încheierii, executării și începerii contractului de vânzare la distanță. Caracterul inovațional al lucrării derivă din însuși spectrul subiectelor supuse cercetării, care constituie o primă încercare de a aborda această categorie de probleme, fapt ce se confirmă pe fondul investigațiilor autohtone. Caracterul inovațional au și soluțiile metodologice elaborate de autor, menite să faciliteze realizarea activităților în domeniul contractelor de vânzare la distanță.
Astfel, Consiliul Științific Specializat poate afirma că lucrarea elaborată de către doctoranda Călmâi Vlada este o cercetare actuală și importantă. Propunerile de modificare a legislației în vigoare înaintate de către doctorandă, cu luarea în considerare a opiniilor autorilor notorii în domeniu și a prevederilor legale din țările cu tradiție în domeniul protecției consumatorilor, ar putea fi luate în considerare de către legiuitor la o eventuală îmbunătățire a legislației în domeniu. În contextul celor expuse supra, Consiliul Științific Specializat, deci în 503-019, Universitatea de Stat din Moldova, în conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, a hotărât a conferit doamnei Călmâi Vlada titlul științific de doctor în drept, specialitate drept civil, a solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de a conferi doamnei Călmâi Vlada titlul științific de doctor în drept, specialitate drept civil și a eliberat diploma respectivă. Pentru conferirea titlului științific de doctor în drept, doamnei Călmâi Vlada, Consiliul Științific Specializat, în prezența a nu am votat, încă o să vă dăm 5 sau 7. Un pic s-a schimbat acum, după trei și după este de vot. Da. Deci, votăm. Votăm pe urmă. Deci noi avem modalitate diferite pentru colegii noștri care sunt la distanță. I-am rugat să exprime cine prin chat, cine prin mesaj. Deci am voturile benșelor. Acum, potrivit regulilor, membrii Consiliului se retragă într-un birou separat pentru votarea nominală a hotărârii. Și care membru votează personal semnând în lista membrilor Consiliului. Da. De cei care sunt prezenți? Adică este un moment solemn. Vreau să dau citire rezultatelor votării membrilor Consiliului Științific Specializat de 55301/19. Din cadrul Universității de Stat din Moldova, profilul 533 drept privat, specialitatea 553.01 drept civil. În vederea conferirii titlului științific de doctor în drept, doamnei Călmâi Vlada, în baza susținerii publice a tezei de doctor în drept cu titlul cadru juridic actual al vânzării la distanță, s-a votat după cum urmează. Cojocarov Violeta, pro, Cebotari Valentina, pro, Sadovei Nicolae, pro, Mihalache Iurie, pro, Trofimov Igor Pro. Prin urmare, din cei 5 membri ai Consiliului Științific Specializat, s-a votat 5 pro, contra 0. Secretar științific al Consiliului Științific Specializat, doamna Cebotar Valentina. Vlada, noi vă felicităm și potrivit regulilor aveți iarăși cuvântul dumneavoastră. Poftim? Domnul Chivăr pentru sprijinul, pentru ajutor, pentru sfatul. Întotdeauna am simțit sprijinul, umărul domnului Chivăr, întotdeauna a fost alături de mine, adică teza este nu doar producție finală a mea, dar și a domnului Chivăr. M-a ajutat foarte și foarte mult. Referenții oficiali, vă mulțumesc foarte mult, încă o dată foarte, foarte mult, deoarece sugestiile, opiniile, propunerile au fost foarte utile și, într-adevăr, au îmbogățit conținutul tezei. Stimați membrii comisiei, eu sunt foarte emoționată astăzi, sunt bucuroasă că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc foarte mult. Sper că în viitor domeniul vânzării la distanță o să dezvolte, cine știe, poate cu ajutorul membrilor din Consiliul Științific Specializat. Vă mulțumesc! Domnul Chivă, domnul profesor, felicite cu un nou doctor în drept, să vă rănuiți și alții în următorii 50 ani. Să-i cât mai mult. Și tripărul, ștapeta, ștapeta. Este divină cu peruze, dar să răspit-o cu vrada. Și bine, frate, bun, felicitări vrada. Mersi.
Браво, браво. Я сразу же на первую дискуссию не возобновились. Парды говорят, что профессор Бун на Ерунды Вещипы. Вы вас уже сообщим о Ерунды. Eu vou dizer a ele, vamos começar a fazer isso, vai coincidir com eu, porque você quer ver com ele, com ele, com ele. É que nós vamos falar sobre o aparelho. Super, né, João? Além da outra, o que é? Mais um breve.